O femeie este acuzată că și-a otrăvit prietena cu un cheesecake, aceasta vrând să-i fure identitatea. Victoria își dorea ca prietena ei, Olga, să moară. Motivul nu voia să se întoarcă în Rusia. În august 2016, cosmeticiana a fost sunată de către clienta ei în legătură cu o intervenție la nivelul genelor. Aceasta a chemat-o la ea acasă ca să rezolve problema. Victoria ar fi luat cu ea un cheesecake în care pusese un drog fatal care se găsea doar în Rusia. Un prieten a declarat faptul că aceasta a fost găsită de paramedici leșinată și cu pastile în jurul ei. I s-a făcut rău imediat, a început să vomite, avea halucinații, a realizat ulterior că mai multe bunuri lipseau din casă, aproape 4.000 de dolari cash, o geantă roșie, un inel și, cel mai important, pașaportul ucrainean, dar și autorizația de muncă în Statele Unite ale Americii, a spus aceasta. Procurorii spun că Victoria și-a ales victima, astfel încât să existe o asemănare între ele, păr închis la culoare, același ton al pielii, dar și să vorbească limba rusă. Când a fost arestată de poliție, Victoria avea pașaportul victimei asupra ei. Aceasta este o fugară căutată pentru uciderea unei femei în 2014 în Rusia. De asemenea, ea mai era căutată de poliție pentru că ar fi drogat mai mulți bărbați din Brooklyn, pe care îi întâlnise pe aplicații de dating și pe care îi jefuia când le șinau. Într-un interviu dat în 2017 din închisoare, aceasta a negat faptul că a încercat să o trăvească pe prietena ei. O cunosc pe această tânără, îți pot spune că nu am forțat-o să mănânce, a spus ea. Dacă va fi găsită vinovată, rusoaica riscă până la 25 de ani de închisoare. Relatează playtech.ro